Ciprian Pop, trebuie să vă spunem, dragi prieteni, că și în acest an TVR Timișoara, împreună cu colegii de la Radio Timișoara vor fi, vom fi alături de asociația prodatina din. Ghiroda și de Centru de Cultură și Artă Timiș, alături de Primăria și Consiliul Local Ghiroda și Consiliul Județean Timiș, pentru că ei organizează festivalul concurs al cântecului popular românesc din Comoara Satului. mi aduc aminte cu mare plăcere că încă de la prima ediție am filmat, am fost alături Tibi în calitate de, de membru al juriului, iar eu ca și prezentator la acest festival din Comoara Satului, am am crezut în, în tot ceea ce s-a întâmplat acolo la Ghiroda, um, organizatorul principal, să știți că este un doctor veterinar, se numește Felician Ciolea, dar are atâta dragoste pentru cântecul românesc cât ne avem la un loc noi toți și a încercat de fiecare dată să organizeze în așa fel încât tinerii să nu uite că au venit pe scena de la Ghiroda sau Giarma Tavi, depinde unde s-a desfășurat uh, edițiile uh, festivalului, și să revină de fiecare dată. Așa se întâmplă și în acest an. Uh, festivalul a ajuns la ediția 6-a și se va desfășura în perioada 14-16 mai. Vă mai spun câteva lucruri despre acest festival, dar poate avem un telefon. Avem, un, avem telefon, un telefon cumva? Dacă avem un telefon, luăm telefonul. Dacă nu vă spun că, în data de 14 mai, va avea loc preselecția, asta pentru tinerii care vor veni la concurs, iar în data de 15 mai. La scena de vara Căminului Cultural din Ghiroda este pentru prima dată, pentru că au lucrat doi ani de zile, cam așa, la această scenă frumoasă de altfel, va avea loc prima seară de gală. Și vor fi acolo tinerii în concurs, care vor trece de preselecție și tineri interpreți, că toți suntem la ziua tineretului, nu? Așadar, joi 15 mai, Ciprian Pop, Virginia Irimuș, Bogdan Toma de la Hunedoara, Andra Ioana Matei, Costel Popa, Letiția Boroi, Ștefania Șirin Narenji, dar și capete de afiș, Mariana Deac și Petrica Moise. Acum? Acum?